Pentru că vorbim despre donații și pentru că vorbim despre ajutor, e bine să fim atenți unde donăm și să alegem în principiu surse de încredere, organizații de încredere cu care am mai avut legături în trecut sau care vedem că au reprezentări la nivel internațional. La noi este organizat și folosit de autorități, inclusiv un site care gestionează practic toate ofertele de cazare existente în momentul de față și alte tipuri de ajutoare. Ne explică despre ce e vorba Florentina Lazar. Florentina, te rog. Bun găsit! Refugees.ro este o platformă online oficială creată de un tânăr pentru românii și companiile românești care doresc să ajute refugiații ucrainieni cu hrană, cazare, transport, servicii medicale sau alte tipuri de servicii. Dacă ne uităm pe acest site, putem observa o hartă pe care refugiații o pot accesa și pot găsi o persoană care să îi ajute în locul în care se află la momentul respectiv. Vedem deja că sunt români care vor să dea o mână de ajutor atât din țara noastră, cât și din străinătate. De asemenea, observăm și două numere de telefon afișate pe această platformă, unde ucrainienii pot cere mai multe informații în limbile română și ucrainiană. Sunt oferte deja, sunt 1808 locuințe pentru refugiați în diferite orașe din țara noastră, dar și din străinătate. Cele mai multe sunt în București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu. Refugiații trebuie doar să caute resursele de care au nevoie. Iar dacă vreți să ajutați, trebuie să vă faceți un cont pentru a posta o ofertă. Selectați categoria potrivită, adăugați o descriere și, opțional, puteți adăuga și o fotografie. Este important să adăugați datele dumneavoastră de contact pentru a putea fi contactat în legătură cu oferta. Cel mai important pas al procesului este localizarea ofertei pe hartă.